Un accident rutier a avut loc aseară în Drobeta Turnu Severin. Două autoturisme au fost implicate, iar în urma impactului o persoană a fost transportată de urgență la spital. Persoana vinovată s-a ales cu dosar penal. Un accident rutier a avut loc aseară în Drobeta Turnu Severin, mai exact la intersecția străzilor Cicero cu Tudor Vladimirescu. Două autoturisme au fost implicate. În urma ciocnirii, o persoană a fost transportată la spital, însă a scăpat ca prin minune. Rănile nu au fost foarte grave. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Seara trecută, în municipiul Drobeta Turnu Severin, la intersecția străzilor Cicero cu bulevardul Tudor Vladimirescu, s-a produs un accident de circulație în care au fost implicate două autoturisme. În urma impactului a rezultat rănirea unei persoane. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.